Medicii veterinari din Mehedin ți vor asigura permanența începând cu 1 decembrie 2021, astfel încât oamenii să poată efectua examenul trichineloscopic al cărnii provenite din porcii sacrificați în gospodăriile proprii. De săptămâna viitoare vor demara și controale premergătoare sărbătorilor de iarnă în orice loc unde se comercializează carne de porc. Mehedințenii vor putea verifica și în weekend la laboratorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor carnea de porc pe care o consumă de sărbători. Potrivit specialiștilor, de obicei sacrificările porcilor din gospodăriile cetățenilor se fac la sfârșit de săptămână și dacă oamenii nu găsesc unde să-și facă analiza, riscă să se îmbolnăvească. Specialiștii vor să se asigure că, indiferent de carnea achiziționată, aceasta să fie verificată sanitar-veterinar. Faptul că cetățeanul își sacrifică porcul în gospodărie, trebuie să știe că este foarte important să facă examenul de decelare a trichinelei spiralis. Acest examen se face fie în circunscripțiile de la noi din județ, dar și în municipiul Drobeta Turnu Severin, pe strada Lion numărul 6, piața Mircea și piața Crihala. Asigurăm o permanență, în sensul că în aceste weekenduri, începând cu 1 decembrie, colegii noștri vor fi acolo și vor putea efectua acest examen. Este important să știm că trebuie să aducem o probă corectă, să aducem crotalia animalului și în cazul în care animalul nu este crotaliat, se va da o declarație pe proprie răspundere, iar o echipă din partea de SVSA Mehedinți va merge în gospodăria cetățeanului pentru a face un control, să identificăm cauza necrotalierii animalului. De asemenea, în continuare se vor demara controle în unitățile comerciale unde se verifică carnea de porc, dar și alte produse achiziționate înainte de sărbătorile de iarnă. Amenzile aplicate de medicii sanitar-veterinari în domeniul alimentației publice sunt cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, în funcție de neregulile găsite de specialiști.